6 județe din țara noastră s-au aflat astăzi sub cod galben de caniculă. Astfel, în Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj s-au înregistrat temperaturi de la 35 la 37 de grade Celsius la umbră, iar indicele de temperatură umezeală a depășit pragul critic de 80 de unități. De mâine, potrivit meteorologilor, valul de căldură se va intensifica și se va extinde în toată țara. Cald a fost astăzi și în județul nostru, iar la Deva, de exemplu, tinerii au ales să se răcorească la ștrand, însă cei mai mulți dintre ei spun că nu s-au gândit să se protejeze împotriva razelor puternice ale soarelui. Cum vă protejați de caniculă? Cu cremă și cu un șerci în cap. Deci nu te protejezi nici cum de soare? Nu. Cum vă protejați de caniculă? Păi de ce? Nu ți-e frică că te arde soarele? În această perioadă, medicii recomandă să consumați între 2 și 4 litri de lichide pe zi și să evitați pe cât se poate ieșirile la soare. Dacă aveți aer condiționat, reglați aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală. Purtați pălării de soare, haine legere și ample, din fibre naturale, de culori deschise. Pe parcursul zilei, faceți dușuri călduțe, fără a vă șterge de apă. Nu consumați alcool, evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeină, consumați fructe și legume proaspete sau iaurt.